Așa, dragilor, haideți să vedem lecția. Și iau de la început. Să vedem și anunțul, știi? Bun, n-ai făcut 3 ori 12, dar am ajuns la cea rezultat. Deci este lecția în care... Este acea rezultat. Eu sunt... plec pe o pistă greșită. Da? 15. Am impresia că ea a pornit din prima parte. Ia să o vedem din prima parte, când îi anunță. La sfârșitul părții întâi. Da, nu chiar la început, cred că mai pe la sfârșit acolo. Așa, așa, așa. Acum. Mai la început, în primul în față. Așa. Aici e tot cincime. O cincime, două cincime, trei. Hai să vedem. Acum e tare, foarte tare. O, două cincime. Ce prima zi. Dragilor, două cincime. Acum îmi face problema cu adevărat. Mai îmi dă o fracție. Două cincime. În prima zi. Da. Eu zic din cauza camerei. A doua zi. Parcurge trei cincime. Trei cincime. E mama băieția lui. Dar să știi că m-a adus foarte tare cu 3-5. De aici e părăs greșit. Adică 3-5-5 cu 2-5-5 fac în regulă. Păi uite că e făcut-o așa. Că m-a ajutat acum. Nu vă spune 2-5-5 plus și a doua zi 3-5-5 din rest. Iar la a treia zi... Ia să mai pun încă o dată. Să vezi de unde pornește greșeala mea. Să văd acum dacă el enunță greșit sau eu înțeleg greșit. 2-5-5 în prima zi. 2-5-5 din drum. A doua zi. A doua zi. Parcurge 3-5-5. 3-5-5. Din rest am făcut asta. Iar zici a doua zi 3-5-5, am înțeles 3-5-5 din tot întregul. Dar el lasă să zbățează că din rest, a doua zi mai face 3-5-5 din rest. Deci greșeala mea. Da. Eu acum plec prost. E 3-5-5 cu 2-5-5 fac întregul. Dacă s-ar referi pe la tot întregul, dar eu zici 3-5-5 din rest. Păi uite că e făcut așa. Te m-a ajutat acum, m-a ușurat problema. Dacă nu-i problema... Iar la a treia zi, 24 km. Lasă-ți și vedem. Iar la a treia zi... 24 km. Când zici de a treia zi, clar că la rest o referi. El te bucăți da. Vorbește. Simt că e greșit, când a treia zi, când el a completat întregul, după mintea mea. Greșit la mine. Cred că doar, da? În câte parte? 5, da? 1, 2, 3, 4 și 5. Și iau câte prima zi? 2, 5. Clasa a treia. Și câte mai rămas, măi? 3, 5. A doua zi. Da, sunt 5. Păi nu, 3, 5. 3, 5. Fiindcă au rămas din cele, tot o fost în fărțit în 5. Asta e, tu spui 3-5-5 din rest? Mhm. Păi câte 5-5 mi-au rămas? Păi nu puteți să împărțiți 3 la 5. Păi stai să vezi, mi-au rămas 3-5-5. Dacă am consumat 2-5-5, le-am consumat pe 2-5-5. Mi-au rămas, aici e tot 5-5. O 5-5, 2-5-5, 3-5-5. Deci, atunci... Păi din ăsta 3-5-5. Deci, exact. Păi ăsta trebuie pățit în 5 la țări. Spunea că m-ai ajutat foarte mult. Da. Deci, exact, dar tot 5. Dacă îmi spuneai 3 și 8, mă băgai în ceas. Aici da. Este capcana. Ai înțeles? Deci, bă, dacă păstrezi același numitor de... Dar să zic, unde? Eu nu-i mulțumit. Eu îi spun cu 6. Și au zis, nu puteți împărți 3 la 5. Da. Deci insistă mult și eu nu sunt atent. Păi tu le-ai pus tu, de-aia ți-a spus problema, nu lucrează. Păi da, lucrează. Păi nu, cum? Bine, spune-te, nu te-a. A treia zi, 24. Dar mai tine a treia zi. Da. După cum înțeleg eu. Da.
Nu glumă ca să le convinc pe el acum. Deși prostia mea. Casa a treia, și el insistă și e atât de hotărât că are dreptate încât mă fac înțeles decât dar cum se ridic tonul la ea? Da. Nu am voie. Adică de pe poziția profesorului, nu. Că sunt pe piste greșite. Nu mi-a rămas ceva din segmentul ăsta, nu mi-a rămas nimic. Deci nu mi-a rămas nimic, că dacă mai ar fi mai rămas ceva, avea cântat. Aici e poanta, că e cincinile cu care joacă el, dar e din rest. Îți dai seama cât de hotărât. Și eu încerc să ies din încurcătură, nereușit să-l conving. Faptul că este cu 5 și în prima. Deci, o 5, ce înseamnă trebuie împărțit în 5? Fiecare bucățică asta înseamnă o 5, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Și da. Dacă noi am consumat pe primele două, de a doua zi, nu din tot întregul 3-5-5, ci din ce-o rămas 3-5-5.
Aici e poanta finuța lui și eu nu mă prind. Păi din râs, mă. Profesori, îmi pare rău că te fac de râs, dar uite, așa, ai pățit-o. Adică cele trei segmente împărțite la 5 nu se poate. Simt că pe teren e o... Aplică fracția asta, să fac echivalente și să duc la 9 pe 15. De ce zic el așa? Cu 5, da. Ca să pot împărți. Deci cu 5 amplificat. 5, așa, nu amplificat cu 3, aici au greșit și el, cu 5 trebuie amplificat. Să fac 15 pe 25 și luăm 25, 15 luăm din acelea. Deci ne putem să... Cinci trebuie amulțit. Aveți 6 la fiecare. Ia să vedem. Aveți 26 la primă și la ultimă. Ia să vedem. Încerc să mă prind că sunt pe o pistă proastă și încerc să ascult copilul. Da? Fiecare din 5, adică puneți 4 linii între. Ca să fie în interior, ca să fie în 5 fiecare bucată. Sunt 5 bucăți. Și felul ăsta am făcut câte? Am făcut 15. Deci 15 sunt acum. Foarte tare, foarte tare. Ca să facă cincimea, faci la fiecare chestie cincimea. Deci 3 cincimi din tot restul, înseamnă 9 15. Am mulțit totul cu 3. Aici. Așa. Și noi luăm 9 din aceste 15. Da. Și mă se încă o bucată mică. Păi da, ești neatent. Ce se fac? A venit partea asta până aici. Așa, 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 așa. Și partea asta de aici până aici e 24. Așa e. Asta e restul, nu? Și din rest... Care seamănă 9, 15. Tu îmi spui acum să fac următoarea mișcare. Să mulțesc totul cu cât cu 3. Da. Că sunt, de ce cu 3 amplifică? Că sunt de toate 3 bucăți. Dacă ar fi fost cu 4, mulțim cu 4. Da. Și atunci... Și înmulțim cu 3. Că sunt 3 bucăți. Înseamnă că 3 ori 5 fac 15, da? 3 ori 3, 9. Fracție echivalentă. Acum, tu spui că pe fiecare segment să îl împărțim în 5. În 5. Da. 1, 2, 3. Mai la 5. 15. Și restul care mi-l dă rămas, 24. Deci, am aici o dată 5, o dată 5 și atunci rămâne doar atât, da? Zici tu? Da. Că 5 cu 4 nu face 9. Da. Asta e ziua a doua. 9 acesta. Și acolo este tot 24 km. Și ce a rămas așa, tu spui că este... Asta e fantastic, 24 sunt parte la 6. Da. Că dacă vedea 25, încărțirea nu era. Corect. Deci totul e gândit excepțional. 6. 6, da? Și atunci vine cât în fiecare? În fiecare vine cât? 4. Spuneți-mi 6, 6, 6, fiecare, nu?
patru, fiecare bucățică. Da. Na, Ioanică, profesor, e încărcat acum. Acum eu simt că are dreptate. 24 împărțit la 6. Păi, 44 împărțit la 1. Asta una, sigur, că face? 4. 4 km. Și atunci? Pe un segment, e cam 20. Pe 5. Da. Un segment, de ce face 20? Pentru că avem încă un segment în plus la ăsta. La 24. Și atunci a rămas să stai cât de cât de? 20 și? 20 ori 500. Deci ar face 100. Deci, hai să facem proba. Deci, toată distanța cât ți-o dați? 100 km. Distanța e ca 100 km. Distanță. Ce înseamnă că prima zi face, cât face? 2,5. Da. Adică, totul se 100, să de pe 5. Ori 100. Așa, că 25.020, 40 km. Asta înseamnă că prima zi 20, 20, 40 km. Așa, prima zi 25 e egal 40 km. Prima zi, da? A doua zi 10 plus 16. Deci face 20 plus 16. Face 5 din rest. 20, mă, da? 4 ori 4, 16. Da. 20 plus 16, foarte tare. Sau 4 ori 9. Și? 60 împărțit la 5 nu se poate. Deci 60 împărțit la 5? Nu se poate. Ia să vedem. 60 da. Împărțit la 5.